Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Ana Ichizli și vă prezint buletinul de știri. (Fie) 78% din toți solicitanții de rambursare a energiei sunt clasificați ca fiind foarte vulnerabili și doar 1% ca fiind invulnerabili și își pot permite să-și plătească facturile la încălzire și electricitate la tarifele curente. Cu toate aceste veniturile cetățenilor care au primit despăgubiri pot fi revizuite. Despre aceasta a anunțat președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, Dan Perciun. Cetățenii Moldovei au primit deja bonuri pentru energie electrică pentru luna noiembrie, excluzând suma de compensații, compensarea urmând să fie făcută în următoarea chitanță pentru două luni deodată, noiembrie și decembrie. Acest lucru a fost anunțat în cadrul unei conferințe de presă de către președintele Comisiei Parlamentare de Protecție Socială, Dan Perciun. Cetățenii trebuie să fie liniștiți, pentru că oricum compensațiile pentru zilele din luna noiembrie vor fi acordate, doar că în următoarea factură. Deci se mută compensațiile din luna noiembrie în factura din luna decembrie și se sumează celor care trebuie acordate pe luna decembrie. Săptămâna trecută, autoritățile moldovenești au anunțat că moldovenii care s-au înregistrat pe site-ul compensații.gov.md își pot afla categoria de vulnerabilitate energetică. Conform statisticilor, 78% sunt clasificați drept fiind foarte vulnerabili, iar 12% cu vulnerabilitate mare, 5% cu medie, 2% scăzută și doar 1% fără vulnerabilitate. Cu toate acestea, nu toți locuitorii au reușit să-și afle categoria de vulnerabilitate. Nu, răspunsul nu a venit încă. Acum ardem lemne. Am dat 5.000 doar pe lemne de foc, iar să le aduc și să le tai încă 1.000 de lei. Am senzația că nu o vor face. Suntem 4 persoane, un copil mic, fiica nu lucrează. Trăim din pensia soțului. Trebuie să plătești pentru gaz, să plătești pentru electricitate și să cumperi medicamente. Am fost înscriși, invitați la primărie, da, ne-au dat și pe cine să sun nu știu. Acum voi primi o chitanță de plată și va fi vizibil acolo, cât și ce a fost compensat. Sper că vor ajuta. Acum totul este scump. Gaz, electricitate, apă. Nu ne ajunge fără despăgubiri. Da, все дорого. Нам не хватает без компенсации. Există și cazul când, din cauza salariilor mari, cetățenilor nu li s-a atribuit niciuna dintre categoriile de vulnerabilitate. A venit răspunsul că nu. Au sunat din sat, au spus că nu vor da pentru gaz. Sunt cu soția mea, fiul meu este în armată, dar am salariu mare, de aceea. Și sunt cetățeni care nu sunt de acord cu categoria de despăgubiri care li este atribuită. Am aplicat, dar nu sunt mulțumită. Am un copil la întreținere care este cu dizabilități, cu grupa 1. Mama mea are 80 de ani. Nu am fost puși într-o familie foarte vulnerabilă și să plătesc 14 lei pentru gaz și 5 lei pentru curent este scump pentru familia mea. Potrivit președintelui Comisiei Parlamentare de Protecție Socială, veniturile tuturor solicitanților sunt verificate de serviciul fiscal. Sistemul funcționează în așa fel încât verifică veniturile persoanelor incluse în cerere cu bazele de date ale statului. Și când are de ales între venitul declarat a persoanei și venitul cunoscut de către stat, alege venitul mai mare. La o ședință a Comisiei pentru Situații de Urgență, convocat sâmbătă 3 decembrie, s-a decis că peste 40.000 de gospodari din 695.000 înscrise pe portalul compensații.gov.md vor primi compensații majorate la plata facturilor, iar ulterior gradul de vulnerabilitate atribuit acestora vor fi recalculate. Aprofundarea cooperării moldo-ucrainene în sectorul energetic și economic, continuitatea proiectelor comune în domeniul transportului și al infrastructurii, viziunea ambelor state privind implementarea cu succes a agendei europene, au fost principalele subiecte examinate la întrevederea prim-ministrei Natalia Gavriliță cu omologul său ucrainean.
Comunici pulcea de lungă a avut loc deschiderea oficială a centrului perinatal pentru după reparație. Acum, maternitatea de nivelul 2 este pregătită să primească femei în travaliu, nu numai din raionul Ceadărlunga, ci și din satele din apropiere. Personalul medical va fi ajutat de cele mai moderne echipamente achiziționate prin cooperare cu partenerii. Pentru dezvoltarea sectorului de sănătate al unei țări sau regiuni este necesar să aveți o infrastructură bună, echipamente de înaltă calitate și specialiști profesionaliști. Aceste trei componente sunt cheia nașterii unor noi vieți. Сегодня уже мы с вами открываем одно из первых этапов ремонта перинатального центра, но не просто ремонта, а оснащенного самым высококачественным, самым современным медицинским оборудованием. Таким оборудованием, которое есть в республиканских учреждениях в Центре охраны матери и ребенка. Potrivit autorităților locale, condițiile actuale ale centrului perinatal din Ceadărlunga sunt asemenea condițiilor oferite de spitalul mamei și a copilului din capitală. Dacă reconstrucția maternității a fost realizată din fondurile alocate de bugetul autonomiei, atunci echipamentul a fost achiziționat și furnizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, cu finanțare de la Guvernul Statelor Unite ale Americii. Нам удалось в 21-м году только освоить первую часть финансовых средств, и на сегодняшний день было вложено уже свыше 3 миллионов лей на ремонт. Но это еще не окончательная цифра. Мы продолжим и в 23-м, и в 24-м году, и у нас будет перинатальный центр одним из самых лучших, я думаю, что на юге Молдовы. Șef autonomiei Irina Vlahș a exprimat recunoștința partenerilor pentru sprijinul acordat în modernizarea maternității. Potrivit ei, a fost nevoie de 230.000 de dolari. Мы признаем, что возможности нашей страны ограничены и наших собственных ресурсов недостаточно, чтобы модернизировать жизненно важную социальную инфраструктуру. И мы благодарны нашим партнерам за искреннюю, безвозмездную помощь, за личное вовлечение в процессы разрешения самых острых проблем нашей страны. Мы обязаны развивать систему здравоохранения, чтобы остановить процессы миграции и определить устойчивый уровень рождаемости. Misiunea principală a Fondului ONU pentru populație este de a crea condiții bune pentru femei, noi născuți și personalul medical din întreaga lume. Yes, so as UNFP we focus on supporting reproductive health services all over the world. Но будучи представителями UNFPA, мы сосредоточены на продвижении и поддержку репродуктивного здоровья по всему миру. La rândul său, cadrele medicale sunt sigure că datorită muncii depuse vor fi mai multe persoane care vor dori să nască în această maternitate, iar numărul patologiilor va fi redus semnificativ. În fiecare an, peste 700 de femei nasc la centrul perinatal din Ceadărlunga. Suedia este unul dintre cei mai importanți parteneri ai Republicii Moldova pe dimensiunea implementării proiectelor de asistență pentru dezvoltare, susținând modernizarea europeană a țării. Un centru pentru copii cu abilități speciale funcționează în Ceadărlunga, unde mamele își pot aduce copiii pentru reabilitare sau doar pentru relaxare. Creatorul și directorul centrului este Lyubov Ivancheva. În centrul pentru copii cu abilități speciale, un profesor și un kinetoterapeut se ocupă cu elevii. Copiii au ocazia să se relaxeze și să comunice între ei. Мы еще проводим здесь разные мастер-классы для детей, проводим мероприятия, как День защиты детей, готовимся к фестивалю. У нас есть дополнительные занятия, с которыми мы работаем с детьми, как математика дополнительная. И у нас есть еще такие группы, как онлайн, как поведенческий этикет. Мы работаем в этом направлении. И также дети приходят на выходные, на выходные воскресенье, субботу, периодически, где мы просто с ними проводим досуг.
Cursurile pentru fiecare copil se țin individual, după un program special în funcție de grafic. Astăzi, orice reabilitare este importantă pentru dezvoltarea fizică și psihică. Doar după antrenament cu un profesionalist pot exista schimbări semnificative. Vedem schimbări în copii, ребенок аутист, который не сидел и даже не брал во внимание как бы занятия или усидчивость, и сейчас он активно ведет себя именно в послушании, в поведенческом, делает свое занятие, а потом уже он занимается своим досугом или своими играми. Ну а из детей, которые имеют физические свои ограничения, конечно, мы видим, как ребенок меняется даже в плане ходьбы. У ребенка появляется интерес к этому. Если ребенок раньше только сидел, то у ребенка сейчас появилось желание встать, ходить по параллелям. Директорul centrului notează că cu cât părinții își aduc mai repede copiii, cu atât mai repede obțin rezultate bune. Astăzi, centrul de reabilitare are nevoie de specialiști care să contribuie la reducerea volumului de muncă din programul de lucru al angajaților și acest lucru le-ar permite să accepte și mai mulți copii cu abilități speciale. Хотелось бы, конечно, как можно больше времени провести здесь, ну, иметь для этих детей, но для этого нам, конечно, нужны еще специалисты, которые могли бы тоже нам содействовать. Это еще специалист как логопед, который тоже могла бы участвовать в жизни, потому что у нас есть проблемы с речью или произношением речи, или даже еще один как соцпедагог, который могла бы нам тоже помочь, потому что один педагог и 20 детей или 30 детей как бы охватить мы не можем, скажем, как одному человеку. Поэтому нам нужны еще люди, кадры, которые могли бы нам тоже в этом еще быть как в команде и работать. 36 de copii din Cedrlunga și din satele din apropiere sunt angajați în centrul Dăruie Speranță. Prim-ministra Natalia Gavriliță și omologul său din Ucraina au semnat un acord privind cooperarea în domeniul învățământului, superior pentru un termen de 5 ani. Documentul a fost semnat în cadrul vizitei pe care Natalia Gavriliță a efectuat-o la Kiev. În weekend, la Comrat a găzduit campionatul Găgăuziei la tenis de masă pentru jocuri individuale și pe echipe, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile și a adunat un număr mare de participanți, atât tineri cât și adulți. Campionatul anual de tenis de masă a reunit aproximativ 70 de sportivi din toată Găgăuzia. Categoriile de vârstă au variat de la 14 de ani mai mult. La deschiderea competiției, șeful departamentului de tineret și sport, Serghei Stăianoglu, le-a urat participanților victorii și a remarcat că tenisul ca sport se dezvoltă activ în regiune, iar sprijinul este oferit de departament. Profesorul de tenis este foarte popular în regiune, el cultivează în toate sportivele școli. Конечно же, материально-техническая база еще требует улучшения, потому что для того, чтобы активно культивировать этот вид спорта, нужно специализированные помещения, в которых будут установлены стационарные теннисные столы, которые не будут сниматься и ставиться. Но в целом этот вид очень популярен, что самое приятное, что он популярен и как среди детей среднего возраста и взрослых, так и среди женщин и мужчин. Настольный теннис, он доступен для всех возрастов и для всех граждан любого пола. Timp de două zile în sala concernului de tineret Comrat, lupta la mese de tenis a fost încăpățânată. Toată lumea a încercat să depășească adversarul și să meargă în finală. Totuși, norocul nu a zâmbit tuturor. Potrivit participanților, sportivii erau puternici și cu experiență. Було дуже цікаво і кожен соревновався до останнього. Я теж дуже старалася. У мене друге місце. Перше місце у Насті Толкчі. І мені дуже подобалося на цьому турнірі, так як всі грали, всі соревновались, я боролись за місця. Спочатку було хвилювання, а тепер як-то немає хвилювання. În această zi, alături de elevii ei, la campionat au participat și antrenorii. Ei au remarcat importanța organizării competițiilor, deoarece aici puteți vedea nivelul de pregătire al participanților dumneavoastră. Le puteți evalua capacitățile și puteți vedea ce trebuie de îmbunătățit. Наши ученики тренируются как раз 5 лет, и вот они
начали давать свои плоды, как говорится. Ну и плюс наши воспитанники на сегодняшний день, девочка вошла в топ-8 лучших Европы. В Бельгии соревнования были, плюс летом мы были во Франции, в Страсбурге, где наши ребята показали хороший результат. Девочка заняла, получается, 17 место, и дочка моя Виктория заняла 21 место из 500 человек. Да, вчера она завоевала серебряную медаль, как и ее папа. Узнают уже на европейской арене. В Молдове у нас детки входят в сборную. Ну, как-то так. То есть мы делаем все для того, чтобы мы были узнаваемы. Антренор детенис Демаса Иньетулия Иван Яконому варе маркатка компетиции леса десфешурат лауннивелен налт. Такие мероприятия у нас в Гагаузии проводятся в таком прекраснейшем зале. И я думаю, что в дальнейшем стимул для нашего развития, для нашего вида спорта настольного тенниса, я думаю, будет большим толчком вот это, то, что сегодня проводится. Детей не было, но стимул мы получили большой, то есть к чему стремиться, есть... кому равняться. Конформ результатилор компетиции, 10 медалей au fost câștigate de elevii antrenorilor Ana și Nicolae Melinti. 7 medalii au fost primite de clubul Antares din Avdarma. 2 medalii au fost câștigate de băieții din Congaz, Uzun Ilia și Nicolae Uzun. De asemenea, toți câștigătorii au primit diplome și premii în bani. Republica Moldova s-a clasat pe locul 2 la campionatul internațional de taekwondo din Italia. Sportivii moldoveni s-au întors acasă cu 81 de medalii. Acestea au fost știrile, vă doresc o seară frumoasă în continuare.